Bine ați revenit în bucătăria mea, dragii mei! Astăzi vreau să facem împreună napolitane de casă cu cremă de cafea. Este o rețetă simplă și foarte delicioasă, care se prevară în doar 10 minute. Pentru început vom avea nevoie de 250 de grame de unt, 200 de grame de zahăr, 50 de ml de cafea, 2 linguri de cacao și 4 linguri mari de lapte praf. Acum vom pune tigaia la foc și vom găti totul pentru aproximativ 7 minute sau până când toate ingredientele sunt bine încorporate și vom obține o cremă destul de densă. Crema obținută o vom transfera într-un bol curat, iar apoi o vom lăsa să se răcească aproximativ jumătate de oră. După jumătate de oră, crema s-a mai răcit, vom avea nevoie de o cremă călduță, dar nu fierbinte. Acum vom adăuga 2 gălbenușuri de ouă și le vom încorpora foarte bine. Acum vom avea nevoie de 5 foi de napolitană. Dimensiunea foilor de napolitană este de 24x29 de cm. Vom lua din cremă și vom întinde un strat subțire pe fiecare foaie. Dacă aveți foi de napolitane mai mari sau doriți să faceți o cantitate mai mare de napolitane, doar trebuie să dublați ingredientele. Odată ce am terminat de montat prăjitura, o vom acoperi cu o foaie de copt sau o putem înveli și în folie de plastic, vom pune o greutate peste ea și o vom lăsa la temperatura camerei pentru câteva ore. După câteva ore, tăiem napolitanele în forma dorită, iar apoi pot fi servite. Dragii mei, am ajuns la finalul rețetei. După cum vedeți, napolitanele au ieșit foarte bine și vă asigur că sunt și foarte delicioase și sper să încercați și voi această rețetă cu prima ocazie. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut această rețetă nu uitați să dați un like acestui clip, să vă abonați și să activați și clopoțelul, iar în comentarii aștept cu mare drag părerile voastre. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag!